Salutare tuturor, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am să vă arăt cum să loviți 4 pe contră. Ce vom face de această dată? Partenerul atacă 1, eu trebuie să fac și eschivă totodată și să lovesc și odată cu el. Deci va trebui să, ca și cum voi face o eschivă, să evit unul lui și să lovesc 4 pe contră odată cu el. Deci el atacă 1, eu pășesc în lateral și lovesc 4 odată cu el. Aceasta este o contră. Nu fac eschivă, ci el lovește ceva, eu lovesc altceva, eu îl prind, el nu mă prinde. Gândiți-vă dacă el va da și va coborî mâna. Asta este lovitură de knockout 100%. Din nou, pășesc, lovesc 4. Atac eu, pășești și dai 4. Ataci tu, pășesc și dau 4. Atac eu, pășești și dai 4. Atac eu, pășesc și dau 4. Aceasta a fost tehnica de astăzi. Urmăriți-ne pe YouTube, Instagram și Facebook.